Salut, suntem aici cu Cătălin Stănciulescu, hostul pentru Dreamhack București. Bună, Cătălin! Bine v-am găsit! Prima întrebare ar fi, cea mai importantă pentru o gazdă de eveniment, ce ai mâncat de dimineață? Măi, dat fiind faptul că am avut filmări până azi noapte și am ajuns acasă de-abia la ora 6, m-am schimbat, am băut un pahar cu lapte și am venit aici, deci n-am mâncat nimic, ca să o luăm așa cel mai bine. Și crezi că vei avea energie? Sunt obișnuit cu să am așa maraton din ăsta de muncă, deci nu cred că ar trebui să fie o problemă. Dacă e o problemă ceva, mă retrag în spate, mănânc ceva și pormă din nou pe scenă. Bineînțeles, ești un jucător, numele tău are o anumită sonoritate în lumea gamingului în România. Ce ai putea să ne spui despre propria ta carieră de Counter-Strike? E foarte interesant aici. Propria mea carieră de Counter-Strike a existat și nu prea, ca să zic așa, pentru că nu m-am ținut foarte serios de jocul ăsta. M-am ocupat mai mult cu partea analitică a gamingului, comentator, host de evenimente. Mi s-a părut că e ceva mai aproape de ceea ce vreau să exprim eu și de ceea ce poate să exprime ființa mea. Recunosc că nici nu cred că am avut calitățile necesare pentru a ajunge în crema de top, să zic așa, a gamingului, și m-au rezumat la treaba asta de a o prezenta și de a o promova publicului larg. Apropo de aceasta, ai avut nevoie de o anumită pregătire specială pentru a găzdui Dreamhack? Ai făcut ceva, pregătiri speciale, antrenamente, te-ai uitat la alte evenimente de acest gen? Mă uit tot timpul, am urmărit Dreamhack în continuu, deci m-am uitat la toate edițiile anterioare, m-am uitat la Valencia, la tot ce s-a întâmplat în anul trecut. Urmăresc în continuare fenomenul, chiar dacă pot spune că m-am distanțat așa oarecum de el. Și asta datorită faptului că gaming în continuare a rămas pentru mine o chestie așa de suflet, cu care probabil că mă întâlnesc acum, poate peste încă 6 luni, poate la anul, nu e ceva constant în viața mea, dar e ceva ce pleacă din sufletul meu. Acesta va fi ultimul turneu care va include Counter-Strike 1.6. Îți va fi dor de el? Crezi că este momentul să mergem mai departe? Și care este părerea ta despre evoluția jocului de Counter-Strike? Măi, e interesantă întrebarea asta pentru că mai nou am început să mă joc așa în timpul liber Counter-Strike Global Offensive, noua variantă a Counter-ului. Da, e diferență mare între Counter-Strike 1.6 și Global Offensive, pentru că Global Offensive face trecerea la noul gen de jocuri, este ceva mai rapid, mai dinamic, necesită alte skill-uri, s-au schimbat puțin hărțile. Pentru gamerul profesionist va fi un șoc destul de mare trecerea de la 1.6 la Counter-Strike Global Offensive. Pentru mine personal, recunosc că acum mă joc în funcție de timpul liber, mă joc destul de mult Counter-Strike Global Offensive, dar din când în când mai intru 1.6 ca să-mi aduc aminte de ce făceam în perioada liceului și primii ani de facultate. Din punct de vedere de realizator TV, ce părere ai despre ce fac băieții de la PGL TV? Băi, eu m-am uitat la ei destul de mult și mi se pare foarte tare că au reușit să facă chestia asta. Eu am încercat să fac treaba asta în urmă cu 4 ani, 5 ani prin 2007, când era Arena TV, care a fost prima televiziune de acest gen. Nu au mers lucrurile, dar ei promovează foarte, foarte, foarte bine, foarte bine gamingul și se ocupă foarte serios de treaba asta, ceea ce mi se pare un salt enorm. Bravo lor! Și o întrebare de final. Poți să ne oferi niște spoilere legate de Iubiri Secrete? Mm-hmm. În momentan filmăm sezonul 4, suntem în timpul lui, vă asigur că o să avem și sezonul 5. Spoilere nu pot să vă dau pentru că avem acolo stipulate în contract că nu avem voie să dăm informații, dar lucrurile escaladează într-un mod care și pe mine, ca actor și ca producător al serialului, mă uimex pe zi ce trece. Priviți în continuare și vă garantez că o să vă placă. Ok, mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat și să avem un eveniment grozav. Așa să zic.